stai un... merge, adică. Ia să vedem ce face polul ăsta pe aici, prin, prin coclaurile ăștia, prin mărăcinișul ăsta, dintr-un vârf de munte pitic din Dobrogea. Păi... asta e ca aia, ca reclama, știi, cu cercelul soției. Știi, de mergi, ce le bă, de scârție la mașina mea și încolo e scârția lui doamna. Cercelul în urechi, opa. Ia să vedem, coboară, bă, nu coboară Polo pe aici, bă, nu are cum, bă. Coboră asistat. Ia să ne gândim o dată așa și acum așa. Hai, Polo, că și tu tot un pui de toare ieri, dar tu n-ai mâncat când ai fost mic. Bine, te-au trimis la școală doar. Și când te gândești că noi și urcarăm pe aici, noi să filmăm urcarea, filmăm coborârea. Pentru că de multe ori e mai dificilă coborârea. Pentru că la coborâre este altă împărțeală a maselor. Auzi, filmează nu știu bine să vadă oamenii că e un Polo, știi? Că poate zic, bă, a trucat, a fost făcut Touareg-ul și... vrajeală, știi? În continuare nu sfătuiesc pe nimeni să nu să-și cumpere modele Volkswagen de orice fel. Cumpărați-vă orice altă marcă, special Troace. Opa! Dacă știți care este definiția Troacei moderne, merită să o cumpărați, mai ales în rate. Să plătiți la aia mult și bine. Opa! Și să-i lăsați pe ceilalți să fie fericiți cu automobilele germane, gen Polo, care chiar merge prin inima Dobrogei, în munții ăștia erodați. Aici e un pic dificil și avem de ales ori stânga, ori dreapta. Dacă luăm pe dreapta, cred că atingea un pic cu bara din spate la coborâre. Sfântul Volkswagen vrea pe curent. Uite acolo în față, Parcul Eulian. ID3, ID2, ID-deștea. Mă curioz dacă o să prindă și ele anii Polo-ului ăsta. Gata, bă, domnule, Polo, ai scăpat. Aici mai e un pic la ieșire. A, nu e. Nu e nimic abrupt. Dacă e un pietrui care e exact pe mijlocul băii de ulei. Cam atâta. De fapt, noi să mai filmăm puțin pe aici, să mai avem așa un episod de umplutură. Opa! Polo! Trebuia să-i fi lăsat roțile un pic mai moi. Da, mergem așa, ne descurcăm. Așa.
asfalt ierne, că tu știi zona pe cealaltă. Vreo 4 km. Am înțeles. Stai să vezi ce urmează. A, da? Da. E ceva... Sat european. Să vezi ce drum are. Tot ăsta cum pot. Mai rău? Da. Ops. Hai, ținem filoarea până acolo, tot neapucăm de episodul ăsta inopinant, așa. Avem rău, avem
din astea județene care încă sunt așa cu pământ și piatră, dar prin localități le-au mai peticit. Le-au mai, exact, le-au mai... A, mă, știi ce, mai bine ai piatră decât să ai un asfalt din ăsta. Bine, ăsta a fost asfaltat prin 80-90, ultima dată, cine știe. Cam așa. Dispensarul e așa și așa, școala așa și așa și cea mai proastă poliția. Dar primăria e top. Deci clădirea primăriei se învârte după soare și ele alte nu, iar poliția e cea mai nasoală, cea mai slab lăsată. Regulă. Apă potabilă la fântână. Nu cred că este apă curentă pe aici. Nu cred nici. Că n-am văzut nici. La ce stăm bine la capitolul ăsta, mâncare. Nu vom muri, avem animale, avem terenuri agricole, avem grădini, fructe, nu putem muri de foame, orice s-ar întâmpla. Da, uite, caprele aici. Hai, noroc. Și la mai mare. Ceva îmi spune că dăm de asfalt. De încă un pic, încă un pic. Ieșim în Constanța Tulcea. Da. Că mai vine o porțiune de piatră. Aaa, da. Nu e rău, dar se putea și mai bine. Dar uite, le-am mai pus piatră, le-am aduce piatră. E de mult. Hai, de mult, doar că trebuie împrăștiată. Tot cine are nevoie acasă. Că de pe acolo ce sunt cauciucurile, pot să o pornite așa? Pentru animale ce oameni astea. O să-i bine. Pun apă pe la aia. În jumătăți. Ele. Gata, doamne, am ieșit. La un drum mai... mai bun. Da, 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 mașina cu 20 de ani. Poate
ca pe coclaur pe aici. Nu-ți dă niciun moment senzația că nu mergi sau că, bă, nu-mi place unde, nu-mi place că am mai urcat pe munte, nu-mi plac lopile astea, nu. Nu, e pur și simplu just drive. Bă, ce mai vine din față, bă? Încă una, bă. Oh, bine, și asta merg. Asta e recunoscut că, că merge. Și nu rodinește. Dar acolo în față văd asfaltul. Și se termină călătoria asta noastră cu polo pe coclauri. Asta a fost așa de duzină. Mulțumim, mulțumim. Înainte. Înainte? Da. A, nu mergi la Constanța? Da, da, mergi la Constanța. A, am înțeles.